invit să ne ridicăm de nou pe picioare și ne vom china Domnului și prin partea surorilor. Doamne, îți mulțumim și îți suntem recunoscători. Amin. Amin. Corul va pregăti o cântare în încheierea acestui timp de mulțumire, o cântare pe care o știm cu toții, cei care au fost cândva la cor, cei
cei care sunt astăzi, în timpul cât fratele Adrian va ieși în față, aș vrea încă o dată să mulțumesc celor care au venit mai de dimineață și au venit mai târziu. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute să nu ne grăbim în tot ceea ce facem astăzi. Este o zi în care vom sta la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, o zi în care vom avea părtășie la masă, vom discuta unii cu alții, vom depăna amintiri și în felul acesta, ziua aceasta să rămână. Nu este de fiecare dată așa o sărbătoare. 100 de ani de când Evanghelia a pătruns în satul nostru, de aceea să avem unii față de alții provocări ca să putem să-L slujim pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Întoarce o față în ziua când am de caz, pleacă-ți urechea de grab către mine, Doamne bun, pleacă-ți urechea de mine, Doamne bun. Către mine, bun stăpâne, Doamne bun. Către mine, bun stăpâne, Doamne Așa cum suntem, venim în rugăciune cu fratele Valerii Căsandu să mulțumim Domnului pentru prima parte care am avut-o de mulțumire și închinare și să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a doua parte.
Doamne, înaintea Ta venim, ne închinăm și Îți mulțumim pentru felul în care Tu ai lucrat în viața noastră până în momentul acesta. Doamne, Îți mulțumim că ne-ai călăuzit cu mâna Ta, cu braț puternic, prin necazuri, prin bucurii, suntem aici datorită îndurării Tale. Și am dorit, Doamne, ca îndurarea Ta să nu ne părăsească și în continuare. Vrem să fii cu noi, Doamne, vrem să fii Tu sprijinitorul și călăuzitorul nostru. Te rugăm să binecuvântezi și această zi, Doamne. Am vrea cuvântul Tău să fie folositor pentru orice suflet care este la fața locului. Am vrea, Doamne, ca prin auzirea cuvântului Tău multe inimi să fie mișcate, transformate și viețile noastre să se îndrepte tot mai mult către Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru că simțim prezența Ta, îți mulțumim pentru că simțim călăuzirea Ta în viața noastră în fiecare zi și de aceea vrem cu bucurie să ne închinăm înaintea Ta și să-Ți zicem, mărit să fie Domnul. Amin.